Salutare, eu sunt Regina și azi vei găti tortul armenesc Mikado. Pentru aceasta, într-un bol, mixăm un ou până devine spumă. Adăugăm 100 de grame de zahăr și mixăm până se deschide la culoare. Acum punem 100 de grame de unt la temperatura camerei. Amestecăm 150 de grame de smântână cu o linguriță de bicarbonat de sodiu și turnăm în bol. Ultimul ingredient este făină. Adăugăm treptat câte puțin, astfel încât să obținem un aluat moale, dar nelipicios. Am obținut un aluat moale și elastic. Acum îl împărțim în 10 bucăți. Formăm biluțe și le acoperim cu folie alimentară. Întindem blaturile direct pe hârtia de copt presurată cu făină. Pentru a tăia blatul, voi folosi un capac cu diametrul de 23 de cm. Coacem fiecare blat la cuptorul preîncălzit, la temperatura de 180 de grade Celsius, pentru 2-3 minute. Cât primul blat se coace, întindem al doilea. Nu țineți foile la cuptor mai mult de 3 minute, deoarece vor deveni prea tari. Lăsăm blaturile la răcit și ne ocupăm de cremă. Mixăm 250 de grame de unt, care trebuie să fie la temperatura camerei. Adăugăm zahăr vanilat și 2-3 linguri de cacao. Omogenizăm compoziția și la final adăugăm 380 de grame de lapte condensat fiert. Crema este gata. Blaturile s-au răcit, acum repartizăm crema pe fiecare. Lăsăm puțin în bol pentru exteriorul tortului. Asamblăm tortul. La final, îl decorăm cu ciocolată rasă. Se lasă la temperatura camerei pentru 4 ore, apoi la frigider pentru 24. Iar înainte de servire, lăsați-l câteva ore la temperatura camerei.
Mikado este un tort cu blaturi crocante, foarte gustos și deosebit. Poftă bună!